Liderii coaliției Leader, cu excepția Hunor Kelemen, care a părăsit țara, s-a întâlnit de la 2 PM în timpul unei întâlniri în timpul căreia unul dintre subiecți ar putea fi remanierea guvernului, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Sursele citate spun că social-democrații intenționează să modeleze un ministru numit de PSD, respectiv ministrul apărării, un Vasile, dar cu condiția ca liberalii să înlocuiască și un ministru, fiind Virgil Popescu. De fapt, șeful PSD, Marcel Ciolacu, nu a intenționat să schimbe de încu marți, când au cerut jurnaliștilor la o conferință de presă în Parlament. Sunt ferm convins că la un moment dat se va face o remaniere. Pare corect să discutăm cu premierul și după colegii mei. Nu dau această veste la televizor, a spus el președintele PSDS, a referit și la ministrul Energiei, Virgil Popescu, când a explicat intențiile PSD de a oferi în coaliție reglementarea prețurilor la energie. Politica energetică într-o țară este realizată de ministrul Energiei. Am făcut o mare încăpățânare. Energia a fost vândută anul acesta. Nu aș dori să obțin un conflict în coaliție, dar aveți nevoie de o reglementare a zonei gospodărești, unde putem acoperi cu propria noastră producție. Vom vedea, a spus Ciolacu. Conform informațiilor Digi24.ro, liberalii nu ar dori să le schimbe pe Virgil Popescu acum, justificând înaintea partenerilor coaliției perioada dificilă și toate problemele cu care Ministerul Energiei se va confrunta, dar nu exclude o posibilă remaniere Popescu după iarnă. O remaniere ar fi, de asemenea, necesară în rândul miniștrilor UDMR, unul dintre nume fiind cel al ministrului sportului Eduard Novokai, dar liderii maghiari nu intenționează să și schimbe ministrul.